Bună ziua, doamnelor și domnilor, mult iubiților și stimaților! Una pe săptămână, două pe lună, 1 din 10, 2 din 10 mii, parcă, nu știu, 6 ouă, 6 lei sau găină, 12 lei. Bună ziua, să fim fericiți și mulțumiți că astăzi este marți? Astăzi este marți! Deci e o zi minunată, deci mai știu în ce zi sau lună suntem și nici sigur nu mai sunt dacă suntem în 2015. Suntem în 2015 în continuare, nu? Da. Foarte, foarte pe scurt, principalele evenimente ale săptămânii care s-a încheiat. A fost ziua Maică, mi-a făcut 66 de ani și la mulți ani să ne trăiește 1 milion de acum încolo. Da, sănătoasă peste tot ar fi o idee bună și peste tot zic, da? Și fizic și psihic și... Așa, ce s-a mai întâmplat? Cam atât. În mare, noi, propuneri, idei, planuri de viitor. Voi tot bine sănătoși, a? Cum e vremea prin Italia, cum e vremea prin Spania, Dubai, Arabia Saudită, de unde ne-au mai scris oameni? Din Statele Unite, vă mulțumim că ne-ați scris. Buongiorno este un tip care îmi scrie din Italia zilnic aproape pe Facebook și eu tot încerc să-l lămuresc pe om că bre, nu... Parlesc eu italiană care este și noroc de Alexandra că mă ajută ea cu traduceri și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult. Da, el săracu tot scrie, dar eu nu pot să-i răspund că nu pricep. Nu vorbesc și Google Translate își bate joc de noi. Google Translate își bate joc de noi. Adică încercați să traduceți ceva din română în italiană sau din italiană în română și o să vedeți că o să râdeți cu lacrimi cum de altfel și eu fac. Da? Eu înțeleg italiană, nu pot să vorbesc și nu pot să scriu în italiană, că nu știu cum. Da? E, dar pricep să înțeleg dacă ceva nu-i în regulă pe Google Translate. Bun. Să profit de puținele momente de liniște de la colegii și prietenii din spate, constructorii, care sunt un fel de Wreck-It Ralph, pentru că au 7 luni de când fac o clădire cu un etaj. Ca să vă spun că în 1364 începe domnia lui Vladislav Vlaicu în țara românească. În 1485 are loc lupta de la Cătlăbuga. Am zis bine, da, Cătlăbuga. Ștefan cel Mare îi învinge pe otomani. În 1849 un tribunal rus îl condamnă pe Fyodor Dostoevski la moarte pentru activități antiguvernamentale. Execuția lui a fost anulată în ultimul moment, pedeapsa fiind comutată în ceva mai ușurel și anume exil în Siberia. În 1855, exploratorul britanic David Livingstone este primul european care ajunge la Cascada Victoria sau, cum se cheamă ea în limba băștinoasă, Mosiwatunia. Nia! În 1881 la București a fost înființată Facultatea de Teologie Ortodoxă. În 1885, George Eastman, fondator al companiei Kodak, a inventat în Statele Unite pelicula de nitroceluloză pentru a imprima imagini. În 1907, după ce cu 2 ani în urmă nu au reușit să constituie un stat al Statelor Unite, cele 5 triburi civilizate s-au unit cu teritoriul Oklahoma și au format al 46-lea stat al Uniunii. În timpul primului război mondial, în 1916, bătălia pentru București, cea mai mare operațiune militară a armatei române din acel an, condusă de generalul Constantin Prezan, prin care se încearcă apărarea capitalei. Nu și reușita, doar încercarea. În 1920 s-a încheiat Revoluția din Rusia, începută în primăvara anului 1918. În 1938, chimistul elvețian Albert Hofmann a sintetizat pentru prima dată drogul halucinogen LSD. Vă mulțumim, Albert Hofmann, pentru sute și mii de vise colorate. Într-un cer violet. Da? În la laboratoarele Sandoz din Basel, în Elveția. Pentru ce anume cineva ar face chestia asta? Adică, și să rămână și în istorie. Am înțeles că LSD-ul sau cum dracu se cheamă el, e un drog cunoscut și a fost folosit de mai multe agenții guvernamentale pentru diverse operațiuni. Dar în mare, în rest, pentru ce ar inventa cineva așa ceva? Și să rămână și în istorie care este. În 1945, constituirea UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. La data de 16 noiembrie 45, reprezentanții a 44 de state participante la conferința de la Londra au semnat actul constitutiv al UNESCO. A intrat în vigoare pe 4 noiembrie 1946.
Bun. În 1965, sovieticii lansează de la baza Baikonur din Kazahstan sonda spațială Venera 3. În 1979 s-a dat în folosință experimental primul tronsol al magistralei 1 a metroului din București, între stațiile Timpuri Noi și Semănătoarea, cu peronul pe partea dreaptă. V-am zis, nu, că actrița care a dat voce pentru metrou a câștigat în instanță procesul intentat Metrorex-ului pentru că i-au folosit vocea ani de zile fără să o întrebe? Știați, nu? O tante actriță micuță, tinerică, frumoasă, statul român i-a dat, mi se pare, 4.000 de lei sau ceva de genul ăsta. Ei! Este tipa care spune, atenție, se închid ușile. Urmează stația așa, cu peronul pe așa, da? A câștigat în instanță că ea s-a dus de fapt să dea un test de voce și ei au folosit 10 ani vocea pentru metro. Fantastic de frumos, numai România. Bine, pe vremea, în 1979, nu cred că exista cineva care să spună atenție să închid ușile. Cel mult ieșea mecanicul din când în când și striga, bre, bagă piciorul înăuntru, acolo la vagonul 4, bagă piciorul înăuntru, nu poți să închid ușa. Da? Când eram eu, bântuiam prin București, când eram mic, tânăr, ferice și cu păr, pe cap care este, mergeam cu metrou și se auzea o voce, nu știu dacă mai țineți voi minte, înainte de frumoasa voce, catifelata voce de la metrou actuală, era o voce care spunea, atenție, se închide ușile. M-a omorat chestia asta, a crezut că ăla bea constant, ăla care zice treaba asta și că o zice live acolo din cabina lui. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Timpuri Noi cu peronul pe partea dreaptă. Zic, bă, ăsta fumează Carpați, sigur, frate. Bucegi, Ivan. Da? Mai mărășești la spate. Da, eu știu ce fuma omul. Atenție, se închid ușile. Eram cu niște prieteni pe vremea când cântam în fantastica, minunata trupă Mephisto, în Cretacicul Superior. Eram în București, nu mai știu cu ce ocazie, sau nu, eram cu noi, cred că eram cu noi, da, cu trupa Noi, cu Puiu, cu Agafiței și cu Oli și cu Grâleanu, da? Și eram în București, mergeam spre, nu mai știu unde, Dracula, să intrăm la festival la Om Bun, când am fost noi. Să cântăm și noi muzică folk la festival, la Om Bun. Și am mers cu metrou. Băi, și acolo vreau să zic că nenea ăla din metrou, râdeam cu Gârleanu și cu Oli, că, bă, și cu Puiu, na, că era și el acolo. Dar nu știu dacă s-a prins. Bă, ăsta care zicea, atenție, se închid ușile, parcă era din ce în ce mai beat. Da, vorbesc serios. Deci, începusem foarte vesel. Atenție, se închid ușile. Da, după o stație, atenție, se închid ușile. După două stații, atenție, se închid ușile. După trei stații, atenție, se închid ușile. Urmează stația. Bă, ăsta zic, s-a îmbătat, frate. E nenea de la mecanicul ăla care trebuie să aibă grijă de noi, ăsta e rupt în gură de beat. Deja. Atenție, se închid ușile. Din fericire însă, Metrorex-ul a reușit să fure vocea unei gagici și să o folosească actuala pe care o auziți voi, vă spuneam la început, atât de frumoasă. Atenție, se închid ușile. Mind the gap. Atenție să nu cădeți în boartă. Da. Bun, să trecem la ceva mai important. Bill Clinton devine primul președinte american care vizitează Vietnamul în anul 2000 și care vizitează interioarele unei alte femei în afară de soția lui. Bă, zic bine, Bill Clinton? Bill Clinton nu era ăla cu interna. Nu se cheamă interne degeaba fetele de la Casa Albă, da? A devenit internul internei. El. În 2000 s-a întâmplat chestia în care el a vizitat Vietnamul. În 2001 este lansat primul film Harry Potter, Harry Potter și Piatra Filosofală, pe care l-am văzut de ghicit, tan 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 tan, 18 ori n-ați ghicit. 18 ori întregi și m-aș uita la el în continuu. În 2014 are loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România. Klaus Iohannis obține 54,43% dintre voturi la turul 2 al alegerilor prezidențiale, iar Victor Ponta a fost votat de 45,56% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. Eu am votat cu Monica Macovei, v-am zis? Am pus și pe Facebook anul trecut. Am votat cu Monica Macovei și pe aia cu Iohannis, după, în turul 2. Da.
Hai să la mulți aniuri, da? Mihai Roman, fotbalist român, George Maior, politician român, Norbert Lammert, politician german din 2005, președinte al Bundestagului. Uite, frate, deci așa-l cheamă. Radu Nunweiler, fotbalist român, Chinua Achebe, scriitor nigerian, José Saramago, scriitor portughez și cu premiu Nobel după el, Dumitru Stăniloae, teolog, scriitor român și membru de onoare al Academiei Române, Nuții Aconți, pictoriță română de etnie armeană. Băi, eu mor după numele ăsta. Nuții. Știți Bancu? Cu tipul care stă în fața balconului și striga la alo, tant, mama lui Nuții, da, Nuții s-a sculat? Nu, nu mi s-a, deci dacă vrei neapărat să știi, nu mi s-a deloc chiar și nici ea nu i s-a. Banc porcesc, dacă preferați, dacă nu vă place bancul, uitați-l. Cine a murit? S-au născut puțini oameni pe 17 încât suntem azi. Milton Friedman, economist american, a părăsit această lume cu Nobelul după el în 2006. Tommy Flanagan și el a murit în 2001. Laurențiu Ulici, critic literar român în 2000. Clark Gable, scriitor american în 1960. Augustin Bunea, Robert I după duce de Parma, Nicolae Bălcescu în 1852 și Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei în 1797. Astăzi este Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în calendarul ortodox și greco-catolic. Este ziua trupelor de căi ferate și transporturi militare. TCFTM. FTM. Da? Este ziua trupelor de căi ferate și transporturi militare. Și mai este ziua internațională pentru toleranță. Bă, prost moment să sărbătorim toleranța în lume. Ați sesizat că în urma fantasticului șir de evenimente, atât naționale cât și internaționale, am luat o scurtă pauză pentru că nu mai știu, frate, despre ce să vorbesc în emisiunea asta. N-am cum să mă iau numai de băi, avem 55 de morți în tragedia de la Colectiv, 135 de morți la Paris. Ne uităm cu interes și cu durere în suflet la aceste evenimente și ratăm cu succes 2000 de morți în Beirut. Da? 2200 de morți în Beirut, 2000 de morți în Kenya, 1300 în Ghana. Păi nu-i mai vede nimeni, frate. În fine, probabil că nu ne plac culorile acestor țări, drapelelor acestor țări. Ne place la Franța. E fain, nu zic, e fantastic de urât ce s-a întâmplat. Fantastic, zic, la modul nașpa. E urât ce s-a întâmplat. Este o tragedie la nivel internațional. Este o chestie, o tragedie care nu ar fi trebuit să se întâmple. Eu nu sunt de acord cu terorismul. Nu-mi place ideea să trebuiască să stau în frică de, nu știu, din motiv, din cauză că unii ei se pare că e mai credincios decât mine. E o absurditate. Fiecare e credincios în modul lui, da? Toate astea țin de religie. Că n-au fost ăia motivați, bă, vrem mai mulți bani. Motivația lor nu este, vrem să vă luăm femeile. Motivația lor nu este, bă, mi-a dat aia sifilis. Nu, motivația lor este, Dumnezeu meu, mai bun! Ca urmare, voi toți trebuie să muriți sau să-l acceptați pe al meu. Da? Ceea ce e o tâmpenie și citesc pe cineva de pe internet, bă, ne-ați omorât cu Dumnezeu. Nu mai băgați, frate, în toate discuțiile astea. Lăsați-l să stea acolo la el în cer, să stea liniștit. Că dacă e să ne facă rău că altul e mai bun sau mai prost decât el, își face singur dreptate. Mai te arunci în aer ca să demonstrezi ceva. Ce prostie asta. În fine. Am să las chestia cu Parisul, v-am spus, este o tragedie, îmi pare foarte rău că așa ceva se întâmplă. Aș prefera în momentul ăsta ca toate religiile lumii să dispară. Eu sunt un fel de John Lennon. Zic bine? Da? Și prefer ca să nu existe, mă. Aboliți-le, frate. Ia aboliți-le, scoteți-le în afara legii. Tot ce înseamnă religie, nu credința. Credința o are omul în suflet. Da? Credința ne unește și religia ne dezbină. Scoateți religiile lumii în afara legii. Să dispară, pentru că atunci oamenii vor sta liniștiți. Nu o să fie nimeni să le bage în cap ideea. Toți necredincioșii trebuie să moară, dar trebuie să îi omorâm pe toți, dar nu eu, pentru că eu sunt omul lui Dumnezeu. Mergi tu, că tu ești prost. Și atunci ăla se duce și se aruncă în aer. Creierul operațiunilor, mă uitam pe internet, creierul operațiunilor din Paris a fost prins. Păi, dar logic a fost prins sau se știe cine e, că doar nu fie el idiot să se arunce în aer. Îi trimite, bă, proști.
Ăia care chiar îl cred că dacă se aruncă în aer și iau cu ei cât mai mulți oameni, așteaptă 7-7 de virgine. Ăia chiar cred chestia asta. Deci ăsta deșteptul care are o țâr de glagorie în cap le spune: bă, vă așteaptă 7-7, bă, dar dacă ne așteaptă, du-te tu! Bă, mă trimiți pe mine! Eu ce-ți fac cu 7-7 de virgine? Am o nevastă și nu știu cum să scap de ea. Mă trimiți la 7-7? Du-te tu dacă tu ești așa de convins că te așteaptă 7-7 de virgine, nu mă trimite pe mine! Mai nou se află, sau se bănuie cel puțin, că ăștia care s-au aruncat în aer aveau undeva între 17 și 18 ani. Păi crezi și eu că ăștia vor 7-7 de virgine la vârsta aia. Nu-i logic? Păi ești la vârsta la care vrei să ai cât mai multe pe carnețel puse acolo. 7-7 de virgine unde? Pe pământ? Nu, în rai. E, merge! Hai, treacă, I'll take it! Aia e, în rai, dar măcar o să fie 7-7. Virgine constant. Înțelegeți? Mie îmi place chestia asta, a fost, se bănuiește, se, cred că se știe cine este creierul și urmează să fie prins. Logic că urmează, că e singurul care nu s-a aruncat în aer, că el a fost deștept, i-a trimis pe proști la înaintare. I-a trimis pe proști la înaintare și ea s-a aruncat în aer și ea ca el trăiește și ăia se bucură de 7-7 de virgine. Înțelegeți? Și la noi la fel. Vine preotul și le zice: bă, faceți chestia asta, de ce nu o faci tu? Dacă tot ești așa de deștept și te ține mintea și ești capabil să dai sfaturi maselor, fă tu chestia aia. Mergem prin puterea exemplului. Nu? Donați pentru oamenii din Paris. Donează mai întâi tu! Să văd că ești la înaintare cu 3 valize de gologani și pur mă dau și eu din punguța mea. Fiți mai toleranți, fii tu mai întâi mai tolerant. Vezi toate cazurile în care Biserica Ortodoxă Română a scos oameni din casă și le-a luat pământul de sub fund și pur mă fi și eu tolerant. Hai să mergem prin puterea exemplului. Și dacă nu putem să mergem prin puterea exemplului, scoateți toate religiile în afara legii, să nu mai existe nicio religie. Niciuna. De, bă, ai o religie? Da. Puf, gata. La revedere. Nu mai ai nicio religie. S-a terminat. Ești credincios? Da. Bă, fii credincios. Nu mă interesează cum îi zici. Poți să-i spui cât de bă. Mă interesează pe mine. Ai o credință în tine? Țin în tine, frate. Nu mi-e băga mie pe gât. Eu o am pe mea. În mare vorbim de aceeași chestie, doar că eu nu-i spun cât de bă. Eu îi spun altfel. N-am să înțeleg niciodată religia. Bun, lăsând moralitatea la o parte, iar o să-mi spuneți că satanist, iar o să mă intereseze fix o grămadă, este, vă spuneam, Ziua Internațională pentru Toleranță, apropo de discursul de mai devreme. Fiți toleranți! Bucureștenii nu mai rămân fără căldură. Acum o săptămână, cei de la Radet au ieșit în presă și au lansat un comunicat de presă foarte interesant, de altfel în care spuneau că, bă, vă tăiem căldura. Dar de ce? Știm cu toții că mare parte din minunata capitală europeană București, ador să spun chestia asta, minunata capitală europeană București, da? Este cuplată la sistemul de încălzire pe la vechi, de pe vremuri. Numai că între timp nu mai sunt mici țigani care aruncă cărbuni cu lopata în furnal, s-a lucrat acolo cumva și căldura vine în mod automat, sau ar trebui să vină în mod automat, în caloriferele și apa caldă în robinetele bucureștenilor. Pentru că ăștia majorite, vă spuneam, mare parte din bucureșteni sunt cuplați în continuare la sistemul de termoficare ăla de cartier. Da? Cum Doamne ajută și ferește și păzește și apără și așa mai departe să nu-ți cumperi o centrală termică de apartament, ca să nu mai stai la mila Radetului. Și vă spuneam că a ieșit Radetul în presă cu un comunicat fantastic în care spunea: bă, dat fiind că asociațiile de proprietari au foarte mari datorii, ceea ce e normal să facă, vom opri, vom sista căldura. Pentru că și noi la rândul nostru suntem datori către RomGaz sau Gazprom sau ceva de genul ăsta, da? Și dacă voi nu ne plătiți pe noi, noi nu putem să plătim mai departe și ea insistează: gazul, dar stați liniștiți că mai avem rezerve pentru 2 săptămâni. Băi, dar de unde au ăștia rezerve pentru 2 săptămâni de gaz? Au mâncat fasole până acum? Deci, dacă ele taie gazul, ăștia de unde au rezerve 2 săptămâni? Au căldură în găleț? Stați liniștiți, mai avem 3 canistre. Dar le dăm așa câte puțin ca să ajungă la toată lumea. Ăsta e momentul să vă luați centrale termice.
Exact în aceeași zi iese primăria capitalei în alt comunicat de presă separat de ăsta, care spune: nu vă luați după Radet, Radetul vă păcălește, noi avem de unde să vă dăm căldură. Da? Ei, mai nou, bucureștenii aflați că nu rămân fără căldură. Deci, puteți să stați liniștite, fetele lui tata. Da, cu cine vorbesc? Pentru că primăria capitalei va împrumuta 248 de milioane de lei pentru Radet. Și s-a rezolvat situația. Primăria capitalei va cere un împrumut de 248 de milioane de lei de la Ministerul de Finanțe. Care Minister de Finanțe? Dar există un Ministru de Finanțe în momentul ăsta? Care ar urma să fie alocați pentru cheltuielile curente privind asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, consilierii generali aprobând luni proiectul. Consiliul General al Municipiului București, sau CGMB, a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre privind contractarea de la Ministerul Finanțelor acestui împrumut din venitul de privatizare. Mai exact, se vorbește de maximul 248 de milioane de lei cu dobândă robor plus 3%, care ar trebui achitată în maximul 20 de ani. Ce să se întâmple? O să vă ia la bani de să vă zăpăcească pe căldură. Deci, în loc să dai 7 luni de căldură, mai degrabă pui banii aia deoparte și ții o centrală termică de apartament. O montezi și ai căldură, frate. Că ieși în aceiași bani. Potrivit documentului aprobat de Consiliul General al Bucureștiului, datoria ar urma să fie asigurată integral din bugetul local al municipiului București. Se mai spune că primarul capitalei ar trebui să meargă imediat după instaurarea noului guvern să-i ceară premierului fuziunea Radet cu Elcen, adăugând că orice întârziere în finalizarea memorandului care prevede acest lucru este un sabotaj la adresa cetățenilor. O atenție sporită ar trebui să se stabilească, ar ajuta să se stabilească mai exact care sunt firmele care căpușează Elcenul. Ok. Deci, ca să vă fac scurtuț așa recapitularea, Primăria Bucureștiului urmează să facă un împrumut de aproape 250 de milioane de lei cu dobânzile aferente pentru ca bucureștenii nu să beneficieze de banii ăștia, ci să beneficieze de căldură și de apă caldă. De căldură, în mod special, pe perioada sezonului rece, bani care urmează să fie trimiși către Radet. Da? Deci, urmează să aveți căldură. Dați drumul la calorifere, dacă tot plătește București, măcar să-i faceți pagubă. Dați la maxim. Stați în chiloți, în casă, cu geamurile deschise, că e un împrumut din banii voștri. Numai 100 de femei au practicat yoga pe un pod de sticlă. Bă, eu am încredere în yoga. Adică, consider că yoga aia la un moment dat te liniștește. Da? Ajută cu respirația, cu circulația, cu depind. Nu mai știu cu ce, dar ajută. Yoga aia e ok. Psihic, da? Dar când faci yoga, 100 de femei pe un pod de sticlă, eu nu cred că aș fi foarte relaxat. Și nu neapărat din cauza că sunt 100 de femei, ci pentru că Dumnezeule, e un pod de sticlă. Când ai un pod de sticlă și te uiți în jos și vezi că nu se mai termină. Și tu faci yoga ca să te relaxezi? Serios? Te relaxezi pe un pod de sticlă? Da? Ai face bungee jumping cu elasticul de la chiloți? Nu! De ce? Pentru că ești întreg la minte. Cum să faci yoga pe un pod de sticlă? Au făcut chinezii un pod de sticlă. Au fost încântați de idee. 280 de metri parcă deasupra solului. Un pod de sticlă frumos. Au trecut 1000 de chinezi. Ce s-a întâmplat? Ghiciți din trei încercări. Ați avut dreptate din prima. A început să se crape sticla. De ce? Pentru că e sticlă. Nu-i ciment. Nu-s bare de oțel. E sticlă. Trec oamenii tropa prin oraș, tropa, 1000 de chinezi mici cu picioarele așa, trop, ca miria pozii, logic, vibrații, puf, se crapă sticla, te uiți în jos, nu mai sunt 280 de metri, sunt 270, 260, 250, 200, 150. 100 de femei au făcut yoga pe un pod de sticlă. Pentru relaxare. Ghiciți unde-i podul de sticlă? În China. Astfel, cele 100 de tineri îmbrăcate toate cu topuri galbene și colanți albi au efectuat mai multe exerciții de yoga pe podul de sticlă aflat în Parcul Național
Și niunțai în Parcul Național, care este, și podul este suspendat la o înălțime de 180 de metri. Tinerele au avut această inițiativă pentru a promova o viață sănătoasă și armonia care trebuie să existe între om și natură. Când te înfingi în pământ căzând de la 180 de metri, este o armonie perfectă între om și natură în momentul ăla. Ajungi și faci... Da, ca în desene animate. E o armonie absolut perfectă. Te integrezi ideal, nu știu, perfect în sol. Podul era inițial din lemn și unea două vârfuri ale muntelui Stone Buddha din parcul ăla de care vă spuneam mai devreme și căreia nu pot să-i spun numele, frate, că nu-mi iese. În 2014 au fost instalate mai multe panouri de sticlă, inițiativă care s-a bucurat de un enorm succes, astfel că podul a fost transformat în unul de sticlă pe toată lungimea sa, devenind primul pod suspendat de sticlă din lume. Podul are o lungime de 300 de metri. Să mă bată jalea dacă aș merge, nu că aș fi fricos de felul meu, dar made in China? Nu, mulțumesc. Când v-ați luat ultima oară ceva făcut made in China și să dureze mai mult decât în ore, decât prețul afișat? Pe bune? Deci dacă e 115 lei, 115 ore trebuie să dureze. Ce ți-ai luat, bre? Made in China, că iar ți-a luat mașină? Sau numai volanul? Motorul, mașina, roțile, nu știu, ți-ai luat roțile made in China? Așa, dar restul mașinii e varză, care e făcută unde? Made in China. Coreea, mă scuzi. Nu, gândiți-vă, made in China, acum lăsăm la o parte niște roți. Un pod de sticlă de 300 de metri la 180 de metri deasupra solului. Care ar fi nivelul de siguranță pe care ți-l oferă un pod de sticlă? Dar ce-s eu, frate, Jesus? Să merg pe chestia aia. Noi suntem români. Nouă ne plac chestiile sănătoase, făcute ca lumea, gen guvernul. Guvernul este sănătos, făcut ca lumea. Guvernul românesc, zic. Hai că ajung acolo. Pentru că am citit astăzi. V-am spus că eu am câteva zile de când n-am mai intrat nici pe net, nici nu m-am mai interesat absolut nimic. Aflu că avem, că nu mai e Câmpeanu interimar, logic, și că e Cioloș. Cioloș, da? Cioloș, el, exact n-am înțeles ce se întâmplă. Vin miniștri, pleacă miniștri, da? Mai întâi și că unul din miniștri, stai așa să ajung până la ăla, că am râs. Unde ești? Așa, Andrei Baciu, da? Unul de la Sănătate. Andrei Baciu, spune Iohannis cel puțin, retragerea lui Andrei Baciu de la Sănătate nu afectează imaginea guvernului. Proastă alegere de cuvinte, domnule președinte, dat fiind că Andrei Baciu a fost, dacă înțeleg bine, model de chiloți. Nu afectează imaginea, chiar ar fi trebuit să-l țineți în continuare acolo. Da? Andrei Baciu, care, nu, acum nu, lăsăm la o parte puțin dacă e pregătit sau nu pentru Ministerul Sănătății. Da? Omul ăsta și că a fost la un moment dat, a apărut, nu sunt la curent cu toate alea, dar îmi place să mă bag în discuții, a apărut undeva la niște reclame la chiloți sau a fost model și trebuia să umble numai în chiloți. În fine, mai puțin este important. Mi-au plăcut, în schimb, glumele care au apărut legate de Andrei Baciu, fostul aproape ministru al sănătății în România, da? Ci că dacă ar fi rămas ăsta ministru al sănătății, vă dați seama cum s-ar fi dat acreditările printre jurnaliste? Să băteau jurnalistele pe Ministerul Sănătății. Vreau acreditare, ba eu vreau. Hap, mâna-n păr, smulge-i smocuri. De ce, frate? Ăla e model de chiloți. Scuză-mă, și nu-i urât deloc. Seamănă cu tipul care strălucea ca vampir în cum se cheamă porcăria de film. Ăla care strălucea. Zibre cu vampira, vampirul și cu tipa care nu doarme niciodată. Twilight, mulțumesc. Twilight, da? Deci ăla care seamănă cu ăla, cu mereu îmi vine Rowan Atkinson, dar ăla e Mr. Bean. Cum îl cheamă pe ăla? Da? La fel. Seamănă cu ăla foarte bine. Vă dați seama cum ar fi să băteau jurnalistele pe acreditare la Ministerul Sănătății? Da, e, l-au retras. De ce? Că din cauza asta, că a fost la un moment dat model. Retragerea lui propunerii inițiale pentru Ministerul Sănătății Andrei Baciu, spune președintele Klaus Iohannis, nu afectează
imaginea guvernului, explicând că Dacian Cioloș lucra sub presiunea timpului pentru a forma o echipă de la zero. Bun, foarte adevărat. În realitate nu cred că afectează, spune domnia sa. Vedeți, dacă prim-ministrul desemnat, vorbesc acum la modul general, este un prim-ministru politic, atunci se presupune că partidul este gata, pregătit cu oameni și vine în foarte puține zile cu toate propunerile. Cu totul altfel este cazul unui guvern independent, a spus șeful statului într-un interviu acordat TVR și care a durat probabil 2 ore, ca să zică toate cuvintele astea. Președintele a explicat că l-a contactat pe Dacian Cioloș pentru a forma un guvern cu foarte puțin timp înainte de desemnare. Iar acesta a trebuit să pornească de la zero. În astfel de situații, spune Iohannis, liniștit, termenul constituțional de 10 zile pentru formarea guvernului poate fi problematic fără un aparat de partid în spate. L-am rugat pe domnul Cioloș să grăbească, spune Iohannis. Să grăbească! Da, în fine, deci l-au scos pe ăsta de la Ministerul Sănătății, mai departe nu știu ce s-a întâmplat, îl cunoașteți cu toții pe Andrei Baciu, l-ați văzut măcar o dată în buletinele de știri, frumușel băiat, tânăr, nu știu dacă e și competent, că n-am idee cu ce se ocupă el, că n-am stat să-i caut zi 33, da? Deci nu m-a interesat neapărat dacă știe medicină sau nu, dar la Ministerul Sănătății cred eu că ar trebui un doctor. Mă gândesc și eu. Nu știu dacă ăsta e doctor sau nu-i doctor. Nu am idee. E clar că ce a rămas în urma lui e imaginea pe care și-a format-o ca și model. Băi, dar de acum mă nebuniți toți cu telefoanele, ce nu înțelegeți din 3 respingeri? Încă un ministru retras din cabinetul Cioloș, premierul o retrage pe Cristina Guset pentru Ministerul Justiției. Premierul desemnat Dacian Cioloș anunță într-o postare pe Facebook că a hotărât să retragă propunerea Cristinei Guset pentru portofoliul justiției pentru a nu vulnerabiliza în niciun fel încrederea în ministrul justiției din guvern. Iarăși am să spun că nu știu cu ce se ocupă femeia asta și spun femeia asta pentru că e un mod de formulare, da? Am înțeles că e electrician sau că a lucrat cu curentul? Păi băi, dacă a lucrat cu curentul, vorbesc la modul cel mai serios, chiar vă rog, lăsați-o la Ministerul Justiției. Este singura dintre noi capabilă să construiască un scaun electric. Păi bune, e electrician, da. Bre, femeie, asta e miseria ta. Vezi, scaunul ăsta, da. Fă-l să-i punem pe corupți în el. E electric? Nu încă. Să fie! Oamenilor le place să curenteze. Aduceți-vă aminte de cele 2 tipe care au urcat la o săptămână distanță să-și facă selfie pe vagoanele de cale ferată și ca urmare dansando lambada. Că asta se întâmplă când pui mâna pe cabluri de 25.000 de volți. Da? Dacă tante e electrician, doamna Guset, nu știu ce este ea la bază. Într-una din postările de pe internet am văzut că a declarat la un moment dat nici o țară din lume sau nici Franța, nici Anglia nu are ministru al justiției specializat în drept. Dacă nu are nici Franța așa ceva, cine suntem noi să punem? Nu că n-am avea, avem o grămadă de avocați, dacă ne gândim bine, și o grămadă de magistrați și judecători, dar de ce să-i punem pe aia ministrii la justiție? Doamne ferește! Nu? Noi putem să punem un nene care are o fermă, că suntem români. Și plus de toate, nici Franța nu are așa ceva. Franța nu are ministru al justiției specializat în drept. Dacă Anglia nu are, pe noi de ce să avem? Nu? Pentru că asta este justificarea. Nu contează că avem o țară întreagă de magistrați, toți corupți și mincinoși, dar contează că avem o grămadă de oameni specializați în drept. Păi uitați-vă numai la noi, la Roman 24. Am avut o săptămână întreagă în care l-am promovat pe Chelaru. Că e avocat și a făcut 35 de ani de... O săptămână întreagă, frate. Păi puneți-l pe ăsta, na, nu că mi-e drag sau... Dar dacă tot vorbim despre el în continuu, băgați-l acolo. Nu putem că e PSD-ist. A, aveți dreptate, da. Se cere un guvern care să nu fie afiliat politic. Cioloș a precizat dimineață că va înainta conducerii Parlamentului o nouă propunere pentru acest minister.
Aceasta este a doua propunere de ministrul retrasă de premierul desemnat duminică, la câteva ore după prezentarea listei cabinetului. Andrei Baciu, vă spuneam, a fost retras de pe lista miniștrilor, în locul său fiind propus pentru portofoliul sănătății Patriciu Achimaș Cadariu. Cadariu. Printre audierele miniștrilor propuși care au durat cel mai mult a fost cea a Cristinei Guset, la audierea la care au fost prezenți 53 de parlamentari din 7 comisii de specialitate. Guset a avut ezitări, în special la întrebările deputatei Alde Steluța Cătăniciu privind sistemul de imunități, iar senatorul PSD Șerban Nicolae a sfătuit să renunțe la nominalizare. Ședința a fost marcată și de o pauză pentru consultări cu ușile închise înainte de vot, cerută de vicepreședintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Ciprian Nica. Guset a obținut 41 de voturi pentru, pe lângă 6 voturi împotrivă și 6 abțineri. După audieri, a recunoscut că s-a blocat la întrebările privind imunitatea, dar și că i-a fost greu să le spună parlamentarilor că ei ar fi vizați de o revizuire a sistemului de imunități. Cu alte cuvinte... E nașpa să-ți începi portofoliul de ministru cu un morcov în fund, uite așa de mare. Când ai niște parlamentari care te întreabă, da, și cu imunitatea cum credeți că o să stăm, tu ca viitor posibil ministru al justiției nu se le spui, păi băi, e momentul în care voi fi ministru al justiției, voi veți intra la închisoare. Și abia aștept. Nu prea poți, e logic că te blochezi la întrebarea asta, nu? Cum să le spui, știți, dacă voi ajunge ministru al justiției, voi veți ajunge la Bulău. Și acum hai, puneți-mă ministru că abia aștept. Și ea vor spune, ce ștâmpit, nici într-o 100 de ani. Mai degrabă renunță. A recunoscut doamna Guset că s-a blocat la întrebările privind imunitatea. Adică n-a știut ce să le spună, bă frate, știți ce, de fapt n-ar trebui să aveți imunitate parlamentară. Termenul ăsta ar trebui scos din dicționar și din lege. Pentru că imunitate înseamnă că sunteți deasupra legii și în Constituție se zice că nimeni nu e mai presus de lege și deci e o bătaie cap în cap acolo unor termeni și nu e normal. Ea s-a blocat la întrebările privind imunitatea. Da? Ca urmare, a retras-o. A fost un fel de sinucidere politică chestia asta. Bun. Nu sunt pregătită, dar o să mă pregătesc, a mai spus domnia sa. Apropo de ce vă spuneam mai devreme, propunerea la justiție a lui Cioloș a zis, nici Franța, Marea Britanie sau Suedia n-au miniștri absolvenți de drept. Și dacă ăia n-au, noi de ce am avea? Nu-i așa? Cristina Guset, directora al organizației non-profit Freedom House Romania și propunerea lui Dacian Cioloș pentru conducerea Ministerului Justiției a explicat în fața Comisiei din Parlament de ce nu este o problemă faptul că nu are studii juridice. El a spus parlamentarilor că în cei 10 ani de activitate a întâlnit aproape 1000 de magistrați din cei aproape 6000, lucru care m-a ajutat să cunosc problemele din sistem. Știu că am o problemă, că nu am absolvit facultatea de drept, că sunt un absolvent al facultății de electronică. Această problemă însă cred că poate fi depășită, pentru că în momentul de față sistemul juridic în România nu se mai află în 2004-2005. Cum? Ați înțeles ceva din... N-am nimic cu femeia, nu o cunosc, nu am niciun sentiment față de ea, dar în momentul în care spui n-am absolvit facultatea de drept, am absolvit electronica, dar aș vrea să fiu ministru al justiției. Păi, de ce nu te bagi la ministrul industriilor? Ministerul Justiției nu ar trebui condus de un magistrat care să cunoască legile? Mă gândesc și eu, îmi dau cu presupusul. Dacă tot se dorește un guvern tehnocrat, oameni pe felia lor, specializați în ce fac. Ea a precizat că își propune ca selecția magistraților să fie făcută transparent și meritocratic, doamne, m-am tâmpit cu totul. Sunt prea mulți termeni.
Ea a mai spus că toate obiectivele sale sunt preluate din strategia 2015-20. Întrebată de Cristian Nică dacă va modifica prevederile din codul penal și de procedură penală declarate neconstituționale, aceasta a răspuns că ceea ce voi face, mă voi consulta cu toți actorii sistemului juridic, reprezentanții ICCJ, DNA și vom face o dezbatere publică, adică habar n-are despre ce e vorba. Ea susține că marea problemă a justiției este faptul că românii nu au încredere în aceasta. Păi cum Dumnezeu să ai încredere în justiție? Pe bune? Când justiția trage într-o singură parte, cea celor cu bani. Remus Cernea a întrebat în timpul audierilor pe Cristina Guset despre un subiect care l-a adus de multe ori în atenția opiniei publică și a publice, și anume legalizarea căsătoriilor gay. Mie se pare că aceasta este o problemă care ține de consultare publică, aș vrea să știu ce văd românii. Păi, bine. Cu alte cuvinte, ieșiți în stradă ca să stabiliți și chestia asta. Foarte repede o să încheie emisiunea asta, vă zic că rămân în pauză de... Mihai Sălăgean este noua propunere în Ministerul Justiției. Deci, doamna Guset nu mai există în tabel. A ieșit. Mihai Sălăgean este noua propunere pentru Ministerul Justiției după retragerea Cristinei Guset. Acesta urmează să fie audiat de comisiile de specialitate ale Parlamentului. Are 40 de ani, este absolvent al Facultății de Drept a Universității din București. În 2000-2001 a urmat cursurile Universității Centrale Europene din Budapesta, programul de dreptul afacerilor. În prezent deține funcția de director juridic al BRD. Adică a făcut un an de facultate din 2000 până în 2001. Păi dar vreau și eu să fac facultate. Adică într-un an, în 4 ani fac 4 facultăți, frate. A? Ce fel de facultate a făcut ăsta? În prezent, vă spuneam, deține funcția de director juridic la BRD. De asemenea, Mihai Sălăgean a fost între 1997 și 2003 consilier juridic la Ministerul Justiției. Între 2003 și 2004 a ocupat funcția de director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, pentru ca apoi să devină director al Institutului în 2004-2008. A fost șef de cabinet al Ministrului Justiției pentru câteva luni, mai iulie 2003, pe vremea când ministerul era condus de Rodica Stănoie, 20. El a urmat mai multe stagii de pregătire, mi-a zis Alexandra. El a urmat mai multe stagii de pregătire, vezi mă? Să vii să-ți dea și stop, da? Nu poate să îmi dea stop, trebuie să vii tu. Ai auzit? Să vii să-mi dai și stop la cameră. Mihai Sălăgean a urmat mai multe stagii de pregătire profesională în străinătate, mai exact stagiul de formare la Law School Admission Council în Newton, Pennsylvania, în Statele Unite, stagiul de formare la Școala Națională de Magistratură din Paris, în Franța, și Bordeaux, cursuri la Institutul de Drept Umanitar în San Remo, Italia, și un stagiu la Comisia Europeană a Drepturilor Omului la Strasbourg. Bă, adică ăsta de bine de rău pare pregătit, dar... N-am înțeles povestea cu un an de facultate, poate un an a făcut acolo și a urmat pe urmă studiile în altă parte. Sunteți de acord că, deși s-ar putea să fie greșit, ar fi o idee bună, măcar o dată în viață, în existența asta a noastră efemeră pe această biluță albastră, să avem și noi un guvern în care, cum și-au făcut ăștia în Canada, ați văzut cum și-a făcut Canada guvern? A venit primul ministru, care e și el la vreo 38 de ani, dacă înțeleg bine, poate mai micuț, la 38 de ani și a zis, bă, fiecare minister trebuie să fie condus de un om care să fie pe felia lui. Și dacă nu mă înșel, la cel al infrastructurii e un șofer de tir, de camion. Ăla știe infrastructura, că a bântuit-o ani întregi cu camionul. Nu știu dacă așa este, dar dacă așa este, jos pălăria, frate. Ăla știe ce trebuie făcut. El ca șofer spune, bă, frate, benzile sunt prea înguste, prea multe hârtoape, asfaltul ar trebui făcut altfel, ar trebui, el nu știe cum, că nu e constructor, e șofer și vede ce... E prea moale, e prea tare, îngheață prea repede, menține apă, nu știu, chestii de genul ăsta, da? Și mai departe zice oamenilor care se pricep și au studii de specialitate, bă, faceți un asfalt mai bun. Înțelegeți? La Ministerul Sănătății un medic, uimitor, dar s-ar putea pune un medic, dacă nu un medic, măcar un profesor universitar în medicină, care e tot medic, dacă înțeleg bine. Da? La Ministerul Justiției, un om, bă, puneți un polițist, frate! Un polițist, un gardian public! Ăla știe!
Da. La Ministerul Justiției un magistrat, mă gândesc, la Ministerul Învățământului un profesor, un învățător. Serios, mergeți și voi pe măcar o dată. Băi, Ministerul Agriculturii, da, vorbiți, frate, cu cineva care e fermier. Că e de jos, de sus, în fine, e afiliat politic, nu e o idee bună. Dar luați un țăran. Un nene care are o fermă și el știe, bă, frate, kilul de grâu, uite, eu am 3 hectare și pun porumb, de exemplu, și statul vrea să-mi cumpere mie kilul de grăunțe cu nu știu cât, cu 15 bani. Băi, e rușinos, nu se poate, ăla știe greutățile. Trebuie să, și el își dă seama, ar trebui să dăm producătorului 60 de bani pe kilul de grâu, de porumb. Prostioare de astea, da? El știe chestiile astea, știe cu ce se ocupă. Că ar trebui, zic și eu. Măi, dragă. A murit sau nu Paris Hilton? Știați chestia asta? Nu, n-a murit Paris Hilton. Deși asta, cu siguranță, ar face așa ceva doar ca să ajungă din nou în atenția publică. Paris Hilton, vorbim de această minunată făptură și fiică a fostului deținător al lanțului de hotel, de hotelier Hilton, care s-a trezit peste noapte cu o grămadă de bumăști, o grămadă de sacoșe de bani și nu știe cum să facă să iasă în față ca păduchele ăla mai... Da? Mai întâi s-a gândit ea să-și cumpere un cățel roz. După aia și-a lovit nu știu ce mașină fantastic de scumpă și după aia a făcut a filmul porno pe care l-a scăpat send pe internet. Da? A apărut și în niște filme Paris Hilton. E un fel de Cruduța a lor. Daniela Crudu o cheamă sau cum? Că una proastă. Sau Tonciu. Nu? Tonciu? E una cu Tonciu? Tonciu? Una cu Dita. Na? Care cică e puțin graviduță și asta. Mie îmi plac știrile astea. Deci, bă, ăștia de la, din presa mare dau niște titluri, în caz că nu v-ați uitat niciodată, pe Twitter sau pe Facebook, dau drumul la câte un flux întreg de știri. Atentate la Paris, deocamdată 80 de morți, bilanțul crește, atentat în Liban, atentat în un autocar s-a răsturnat, 3 avioane au căzut, Cruduța a rămas graviduța. Și zic, bă, asta e tot știre sau e banc? Că nu m-am prins încă. Nu, sunt, deci dau și știri din astea, da? De unde? De la Wow Biz, Wow Biz, da? Vin de acolo știrile astea. Tonciu sau Tonciu sau cum Dumnezeu o cheamă, că nu știe să citească, n-are idee cum să-și scrie numele sau mai exact care este numele ei. Da? Are buletin doar ca să-l folosească pe post de, bă, dar nu reflectă deloc, frate, fată, ca să-mi fac mustața. Da? A apărut din nou pe prima pagina ziarelor și stau și mă, dar de ce? Dar cine e? De ce apare în ziar? La televizor? Cine e tante asta? Că eu n-am idee. Hei, Paris Hilton e, în afară de faptul că o cheamă Hilton și care are legătură cu lanțul la hotelier, Paris Hilton, da? Nu știu exact ce cu ea, ce vrea, care e ideea. Și bineînțeles că are o grămadă de fani, că nu e așa, orice prost trebuie să aibă 500 de milioane de dobitoci care să-l adore. Că așa se întâmplă. Un laureat al premiului Nobel n-are 500 de milioane de adoratori. De ce? Că e deștept, mă, și te pune la muncă, te pune să gândești. Paris Hilton, Cruduța, Capatos, Măruță sau bă, la Bou. Zic că mai este un prost din ăsta pe care vor să-l interzică ăștia. Da? Nu-ți trebuie multă minte să-l urmărești. Ca urmare, îți place de el că bă, pare deștept față de tine. Da? Față de tine, el e deștept. Și ăștia au o grămadă de urmăritori. Fani din lumea întreagă a lui Paris Hilton și-au exprimat îngrijorarea pe Twitter crezând că vedeta a pățit ceva grav după ce toată lumea a început să folosească hashtag-ul Pray for Paris. Rugați-vă pentru Paris. În urma sângeroaselor atentate care au avut loc la Paris. Acest hashtag a apărut de fapt după atacurile teroriste de vineri noapte din capitala Franței. I-a luat prin surprindere pe fanii lui Paris Hilton. Mulți dintre... Bă, deci nu vine să crede. Există un cancan în orice țară din lume. Scrie cancan.moldova. MD. Deci există o revistă de asta de căcat în toate țările din lume, să înțeleg, da? Există și la noi cancanul, există și cancan romașcan, există și cancan Moldova, există și cancan nu știu de care. Mulți dintre ei, fără să știe că în Paris s-a avut loc o adevărată tragedie, au început să trimită mesaje de încurajare pentru Paris Hilton.
Pray for Paris. Inima mea este alături de Paris Hilton. Asta e ca în, ca în povestea aia cu când Rusia a intrat în Georgia, dacă mai țineți minte acum vreo 10 ani. Unde ești? Așa. A intrat Rusia în Georgia. Țineți minte, nu? Tancuri rusești care rulau pe străzile Georgiei, capitalei din Georgia, da? Bineînțeles, trebuie să fie unul din Statele Unite care să spună: a intrat Rusia, ne-a invadat, am văzut tancuri în Georgia. Să mă duc în bunkerul meu antiatomic? Măi, tândală, vorbim de țara Georgia, din ălalt capăt de lume. Chiar nu se uită nimeni la știri? Nu interesează evenimentele care ne leagă, o lume întreagă legată de anumite evenimente? Serios, sunt oameni atât de ignoranți încât trec asemenea evenimente pe lângă ei? Cu cine vorbeam? Cu tine vorbeam? Că mie mi se par fantastic de importante evenimentele de genul ăsta, pentru că, într-adevăr, mă fac să mă simt conectat. Cum e Eurovisionul? Când e Eurovisionul, eu sunt cu ochii lipiți pe televizor. De ce? Pentru că prin importanța evenimentului, prin marea, numărul foarte mare de participanți, nu doar fizic pe scenă sau acolo în tribune, în sală, ci prin numărul imens de participanți auxiliari, cei care stau în fața televizoarelor, cei care comentează, cei care își dau cu presupusul pe Twitter, pe Facebook, mă face să mă simt conectat cu toți oamenii ăia, legat cumva la eveniment. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Paris și am stat și am urmărit zile în șir. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Clubul Colectiv din Capitală și am stat și am urmărit zile în șir evoluția evenimentelor. Am fost conectat cumva la nivel mental cu toți ceilalți oameni. Am stat și am urmărit invazia, furtună în deșert 1, furtună în deșert 2, vulpea deșertului, mai știu cum dracu mi-a zis, invazia în Kuveit, invazia în Irak, turnurile gemene. Că, apropo de chestia asta, chiar nu vede nimeni un tipar legat de ce s-a întâmplat în Paris? Nu. Am pus și pe Facebook punctul ăsta de vedere și nu mi-e frică de el să merg în continuare. Se dorește un control al populației, dar nu poți să obligi populația să renunțe la libertatea de mișcare, la libertatea de expresie sau la dreptul la intimitate, pentru că se vor face, evident, revolte. Dar poți să faci cumva ca populația să renunțe la ele de bunăvoie, la aceste drepturi de bunăvoie, chiar să te roage să iei aceste drepturi cu condiția să-i oferi siguranță sporită. Este? Atunci când populația îți dă de bunăvoie aceste drepturi, iale, nu am ce face cu ele, dar te rog, oferă-mi siguranță, nu mai apar acele revolte și există și controlul populației, lucru pe care ți-l doreai de fapt de la bun început. Și cum se face? Se face un atentat terorist de asemenea amploare, și brusc populația va spune: sunt de acord să fiu controlat și în fund atunci când vreau să mă urc în tren. De ce? Pentru că, frate, nu vreau să urce lângă mine cineva care să se arunce în aer. Da? Și sunt de acord să mă controlați până și în fund în momentul în care urc în tren. Sunt de acord să-mi ascultați telefoanele. De ce? Pentru că nu neapărat pe al meu, dar dacă ascultați toate telefoanele, puteți să prindeți și teroriști. N-aș vrea să rămână teroriști în libertate. Deci renunț la dreptul meu la intimitate, la convorbirile mele telefonice pe care să nu mi le asculte nimeni. Sunt de acord să-mi intrați în calculator și să-mi citiți e-mail-urile ori de câte ori poftiți voi. Nu neapărat mie, că eu n-am nimic de ascuns, dar la un moment dat, cotrobâind prin toate calculatoarele oamenilor, veți găsi și celule teroriste, da? La asta se ajunge. Sunt de acord să montați o cameră video în baie să vedeți de câte ori fac pipi. Vă rog, toate astea, toate drepturile acestea ale mele, suprimați-le, dar oferiți-mi în schimb siguranță. Și atunci populația face chestia asta de bunăvoie. Și marele puteri oculte, de care lumea se ferește să vorbească, ajung la scopul final, inițial și final la același timp, și anume controlul populației. Deja, reprezentanți din cadrul CIA au mulțumit Facebook-ului că nu există în momentul acesta un sistem mai bun de urmărire a persoanelor. Dacă înainte, pentru urmărirea unei persoane și pentru încercarea de a ghici ce va face pe viitor o persoană, se puneau la muncă 10, 15, 20 de agenți, acum e de ajuns unul singur care să-i citească lui ăla Facebook-ul. Peste 3 zile mă duc la Paris. Ha! Și noi care puneam 20 de oameni să facă cumva pronosticuri cam ce ai de gând să faci. Mulțumim, te duci la Paris. Yay!
Știm. Da? Nu există un mijloc de informare mai bun decât Facebook-ul. Știați asta? Și nu o spun eu. A apărut în presă. În Statele Unite, vă spuneam, s-a întâmplat asta. Oamenii deja trec prin niște furcile caudine doar ca să se poată urca într-un tren. Oamenii trec prin tot felul de scanere, oamenii nu mai au dreptul la această intimitate de care se bucurau înainte de atentatele din 9 septembrie. Au renunțat la aceste drepturi pentru mai multă siguranță. Kennedy a spus, un popor care renunță la dreptul la libertate pentru siguranță nu are dreptul la niciuna dintre ele. Nici la libertate, nici la siguranță. Nu merită. Și vă rog să țineți minte de chestia asta. Un popor care renunță la libertate pentru siguranță nu merită niciuna dintre ele. Când eram mic, când eram artesaj, n-am ce face. Pe de altă parte, azi e ziua toleranței, dacă mai țineți minte, am început emisiunea cu chestia asta. Cred că mă apropii de final, nu? 4 minute cu asta, cred că închei. Ziua toleranței. Când eram mai mic, imediat după 89, și auzisem prima oară cuvântul gay, cuvântul homosexual, râdeam cu prietenii, pentru că eram mic și prost. Aveam undeva 14-15 ani. Cum se recunosc homosexuale între ei? Și ne făceam noi o grămadă de idei, gen că au cercel în, țin cercel în urechea dreaptă, nu în urechea stângă. Sau că au o eșarfă scoasă din buzunarul de la spate a pantalonilor. Da? Cum se recunosc? Adevărul este că nu. Adevărul este că eram doar idioți. Și aveam o grămadă de prejudecăți. Nu. La fel cum nici refugiații între refugiați nu poți să deosebești teroriștii. E idiot să punem semnul egal între refugiat și terorist. Cu siguranță, în toate sutele astea de mii de oameni care au intrat în Europa, există și foarte multe persoane care pur și simplu fug din calea unui destin urât, a unui război civil. Fug de la ei din țară pentru că nu se mai poate trăi, cum de altfel facem și noi ca români. Plecăm din țara asta pentru că nu se mai poate trăi cu 1000 de lei. Nu se poate și atunci plecăm în alte părți. Nu putem să punem semnul legal între refugiat și terorist. Cu siguranță, printre refugiații ăștia s-au aflat și cei care au comis masacrul ăsta din Paris. Că n-au apărut așa deodată. Nu erau în Paris și brusc la cuvântul refugiat în presă s-au activat și au devenit sinucigași. Este vina noastră și este vina Uniunii Europene în primul rând pentru că și-a deschis granițele larg și a permis atâtor sute de mii de oameni să intre fără nicio restricție și fără niciun control. De aceea spun, ce s-a întâmplat la Paris este tragic, dar a fost cumva și premeditat? Gândiți-vă, am pus pe Facebook chestia asta. Nu a fost cumva și premeditat? Cum poți să faci un popor să renunțe la drepturi? Cum v-am spus mai devreme, dai drumul granițelor, deschizi granițele, oamenii vin. Știi că sunt oameni, te-au avertizat că vor veni și persoane care vor să-ți facă rău. Din Turcia au venit avertizări că celule întregi teroriste se mută pe teritoriul european. Au venit avertizări. Și nu o să-mi spuneți mie că guvernele care au la dispoziție mașini întregi de informații și contrainformații, sisteme întregi de informații și contrainformații, pot să te prindă pe tine care vinzi 5 grame de marihuana? Și nu pot sau nu știu de existența a 8 sinucigași. Cu bombă. N-o să-mi spuneți că, bă, frate, a fost o scăpare. Este punctul meu de vedere. Mi-l asum. Nu cred că se va opri aici. Popoarele trebuie să renunțe la libertate. Trebuie.
Și nu se poate decât așa. Miss Pământ și-a doborât propriul record, cu asta închei, pare rău. Miss Pământ, de ce să cheau Miss Pământ, nu știu că n-au venit din alte părți alte misuri, și-a doborât propriul record. Tânăra din Noua Zeelandă a înfulecat 22 de hamburger Big Mac în mai puțin de o oră. Ce spuneam? Terorism, foamete, alunecări de teren în China, avioane care se prăbușesc, meteoriți care trec la 15 km distanță de pământ. Nu, frate, aia știre. Asta a mâncat 22 de hamburgeri într-o singură oră, mă. Lăsați tot. Cui pasă de ăștia? Miss Pământ, da? Care a câștigat detașat față de Miss Marte, Miss Lună, Miss Venus, Miss Galaxia Îndepărtată. Miss Pământ a înfulecat 22 de hamburgeri într-o singură oră. Le scoatem pălăria în fața unei asemenea inepții. Cu cap, cu tot. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. M-am enervat deja la final de emisiune. Rămâne să ne vedem mâine, sper, dacă nu mor până atunci, la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!